Noi suntem ființe sufletești, avem suflet pus de Creator în noi. Că spui uneori inimă, că spui duh, că spui minte, că spui putere de viață, e același lucru. Când Domnul Iisus Hristos, vă amintiți, a întrebat El care e cea mai mare poruncă, nu? Și El a explicat, întâi El, i s-a pus întrebarea și apoi evreul a confirmat că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Adică e același lucru. Nu sunt mai multe surse din care tu să-L iubești pe Dumnezeu. Că spui putere, că spui suflet, că spui inimă, e vorba la evrei, așa era. E vorba de același lucru. De aceea când citești uneori că trebuie să-L iubești sau trebuie să înțelegi cu inima, se referă la minte de fapt acolo și invers. Deci sunt termeni interschimbabili. Asta a făcut o precizare care am considerat necesară. Și atunci avem mai multe sensuri ale cuvântului spirit, ziceam, sau duh, principiul de viață, simțurile umane uneori, inteligența, dispoziția generală, dar acestea sunt texte prea multe ca să mai stau la ele. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți despre Duhul Sfânt, pe lângă faptul că e putere de viață, este că e o prezență divină. Adică, așa cum noi acum, când stăm aici împreună, simțim prezența celorlalți, pentru că toți aveți Duh de viață, la fel este și cu a simți prezența lui Dumnezeu, a Duhului Dumnezeu, în viața ta. Deci noi când ne rugăm, de exemplu, credem că Dumnezeu ne ascultă și putem comunica cu El și Dumnezeu se poate manifesta, arăta pe sine și noi să-L simțim. Da? Nu cu simțurile trupești. Uneori e posibil și aceasta. Știți că avem 5 simțuri de bază. Da? Ochii, care simțul văzului, simțul mirosului, simțul gustului, simțul auzului și simțul pipăitului. Astea sunt cele 5 simțuri. Biblia uneori folosește aceste 5 simțuri umane doar ca să ne ajute să îl înțelegem pe Dumnezeu. E ca și cum a explica unui copil ceva foarte simplu și te faci ca el, te cobori la nivelul lui. Așa face Dumnezeu uneori și în psalm, de exemplu, găsiți de multe ori referiri la faptul că poți vedea pe Dumnezeu, dar nu cu ochii fizici. Înțelegeți? Este o metaforă. Nu, Dumnezeu nu se poate vedea, pentru că Biblia spune, nu există om care să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dar a-L vedea în sens metaforic, în sensul de a simplist, dacă vreți, de a ne ajuta imaginația, Biblia folosește astfel de termeni. De exemplu, în psalm găsiți că Dumnezeu este descris ca un foc. Da? Sau Dumnezeu e descris, ca vânt, ca... arată doar prezența și puterea lui Dumnezeu. Sunt metafore poetice, dacă vreți, ca să putem înțelege ceva din puterea lui Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt este prezent în creație, am spus lucrul acesta deja. Duhul Sfânt este prezent și în ființa umană. Dar cea mai importantă definiție este a treia. Că Duhul Sfânt este o putere, este o prezență, dar e mai mult de atât. Duhul Sfânt este o persoană divină. Asta e foarte important. Deci,
Duhul Sfânt nu este doar o putere, o influență. Nu este doar o prezență, ci este o persoană cu calități personale. Duhul Sfânt are cunoaștere, 1 Corinteni 2:9. Duhul Sfânt are voință, 1 Corinteni 12:11. Știți că acolo scrie că El ne-a dat darul după cum voiește, deci are voință. Duhul Sfânt are sentimente, spune Scriptura, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da? Și Duhul Sfânt are acțiuni personale și este tratat ca o persoană umană. Dar nu este o persoană umană, dar ca și noi. Adică așa cum suntem noi persoane, este și El. Și vă dau un simplu exemplu, în Romani 8:26, apropo, acest text este foarte important. Vă rog să mai predicați din el și să-l pomeniți. De ce? 26 și 27. Uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El, Duhul, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Da, deci tu când te rogi, spune Apostolul Pavel, de fapt arăți că te smerești, nu ai toată puterea, ai nevoie de ajutor, de aia te rogi lui Dumnezeu, dar trebuie să înțelegi că tu nu știi cum să te rogi. Ai impresia că știi să te rogi. De aceea, normal ar trebui, când ne rugăm, să cerem puterea Duhului și să zicem, Doamne, Duhule Dumnezeu, învață-mă să mă rog, ajută-mă să mă rog. Dar mai face ceva Duhul ăi, spune, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Că am fost întrebat, nu odată, dar ne putem ruga Duhului Sfânt? Păi e Dumnezeu, e Dumnezeu în acțiune, e Dumnezeu persoană, cum să nu? Că spui, mă rog Tatălui sau mă rog Fiului sau mă rog Duhului, nu e nicio greșeală. Dar vă învăț aici, că nu știu dacă am notat undeva, să vă rugați trinitar, adică complet. Eu când mă rog, mă rog așa, mă rog Tatălui în numele Fiului prin Duhul Sfânt. Și e corect să te rogi așa, Doamne Tată, vin înaintea Ta în numele Fiului Tău și prin Duhul Sfânt. E foarte biblic. Și atunci, într-o singură rugăciune, pomenești Sfânta Trăime. Ești foarte biblic atunci. Da, deci acesta este Duhul lui Dumnezeu. Asta e definiția pe care eu o dau. Rețineți că este o putere, dar nu e doar o putere. Duhul lui Dumnezeu este o prezență, dar nu e doar o prezență. Pentru că, știți, oamenii pot experimenta și prezență de duhurile. Nu numai Duhul lui Dumnezeu. Dar mai presus, Duhul lui Dumnezeu este o persoană. Aici nu am notat tot, dar aș vrea să mai adăugați și care vă notați ce înseamnă să fii o persoană, o persoană divină. Da? În primul rând că Duhul ca persoană este o ființă imaterială. Adică Duhul nu-i materie. Uitați, am aici o sticlă cu apă. Asta e materie. Nu? Am plastic aici, am apă, tot e materie. Materia se descompune, materia e limitată, e doar într-un singur loc, aici. De aceea Duhul, și Duhul tău, Duhul tău, Spiritul tău, Sufletul tău, e imaterial. Trăiește într-un trup material,
dar El este imaterial. Așa l-a conceput Dumnezeu. Bun. Al doilea lucru, acest Duh al lui Dumnezeu este infinit. Nu doar că e imaterial, ci este și infinit. Ce înseamnă infinit? Adică nelimitat. Sticla aceasta este limitată în spațiu și timp. Nu poate fi în același timp în București și în Bălți. E doar aici, în Bălți. Tot așa, trupul tău e materie și nu poate fi în același timp în mai multe locuri. Ai vrea tu să fii, dar nu se poate. Deci, Duhul lui Dumnezeu este peste tot și poate fi în același timp, în toate locurile din univers prezent. Noi nu. Deși avem și noi Duh, Duhul nostru e limitat de trup. Când trupul acesta va muri, Duhul va trăi și scăpăm de limitările acestea. Dar asta e un alt subiect. Deci Duhul lui Dumnezeu, așa să-L înțelegeți, că nu e o substanță. O substanță se poate cântări, se poate măsura. Duhul lui Dumnezeu nu se poate măsura, nu se poate cântări, nu este limitat de spațiu și timp, nu-L pot aduce și băga într-o sticlă. Sau... Duhul lui Dumnezeu este prezent peste tot, e infinit în raport cu spațiul, cu timpul și cu cunoașterea. Deci, nu numai că Duhul lui Dumnezeu este infinit în spațiu și timp, dar este infinit în cunoaștere. De aceea El cunoaște fiecare ființă umană în același timp. Noi nu. Noi, nici pe noi înșine nu prea ne cunoaștem bine. Suntem căsătoriți, cei mai mulți. Ne cunoaștem soțiile parțial. Dar nu pot spune că cunosc totul despre. Dar Dumnezeu, prin Duhul Său, ne cunoaște pe toți în același timp, la fel. Sigur, pentru noi e foarte greu de înțeles ce înseamnă infinitatea, imaterialitatea, dar aceasta încercăm prin câteva cuvinte să explicăm. Deci așa să vă gândiți la Duhul lui Dumnezeu, că este o prezență plină de putere și personală cu care tu poți intra în relație, că și tu ești persoană. Așa cum eu pot acum vorbi cu voi și mă înțelegeți printr-un limbaj, prin idei, tot așa cu Duhul lui Dumnezeu poți comunica, că e Duh și tu ai Duh. De aceea, zic încă o dată, revin la rugăciune, că e așa de important să te rogi. Și încurajați oamenii să se roage, chiar dacă nu simt neapărat ceva. Bun. Asta a fost partea, să zicem, mai biblică. Și nu stau mult aici, că avem, eu știu că ați mai studiat și aveți și alte cărți la dispoziție. Vă recomand câteva cărți care v-ar putea ajuta partea biblică despre deci, teologiile sistematice care au apărut și în limba română a lui Erickson. Se numește Teologie creștină, cartea lui, și a lui Grudem, care se numește Teologie sistematică. Acestea sunt cărțile de bază pentru mediul evanghelic românesc. Dar au apărut și multe cărți despre Duhul Sfânt și vă recomand multe să le cumpărați, nu pe toate. O să revin poate la acest aspect. Trecem la partea a doua despre istoricul doctrinei. Ce istorie are această doctrină despre Duhul Sfânt? Mă ocup întâi de perioada patristică. Ce înseamnă patristică? Vine dintr-un cuvânt latinesc, pater, care înseamnă părinte. Părinții bisericii, ați auzit expresia. Părinții bisericii sunt acei teologi
lider, episcop ai bisericii, recunoscuți de biserică ca învățători de bază și care au trăit după apostoli. Apostolii au murit în primul secol și după anul 100 avem mai mulți învățători ai bisericii, cum ar fi Iustin Martirul, Irineu, Tertulian, Origen, Ciprian, apoi au venit alții, secolul 4, care sunt mai echipați, mai importanți, cu mai mare influență, cum ar fi Atanasie cel Mare, cum ar fi Grigore de Nisa, Grigore de Nazian, cum ar fi Vasile cel Mare și mai ales predicatorul Ioan Hrisostom sau Ioan Gură de Aur. Și apoi Augustin, Ioan Casian, Maxim Mărturisitorul și ceilalți. Acestea sunt nume care, vreau să știți bine, sunt înaintașii noștri. Că am întâlnit și păstori și așa, creștini evanghelici care ei nu citesc, pe ăștia nu-i citesc. Să vă lămuresc puțin în istorie, pe scurt. Până în anul 1054, biserica a fost una singură. În anul 1054, biserica s-a rupt în două. Biserica de răsărit și biserica de apus. Sau biserica ortodoxă și biserica catolică, romano-catolică. Ortodoxi aveau cumva capitala la Constantinopol, astăzi Istanbul, și catolici aveau capitala, centrul la Roma. În Constantinopol, cel care conducea biserica se numea patriarh. Cuvântul patriarh vine din greacă și înseamnă părinte. În vest, la Roma, se vorbea mai mult limba latină și șeful, capul bisericii, se numea papa. Cuvântul papa în latină înseamnă părinte. Deci că spui patriar, că spui papă, unul în greacă, unul în latină, e același lucru. Părinte în sensul de cap al bisericii, conducător al bisericii. Din anul 1054 avem două ramuri ale creștinătății, ale bisericii. Deci, tot ce moștenește biserica până în anul 1054 e al tuturor. Din anul 1054, biserica a mers cu două aripi, cu două ramuri, până în anul 1530, practic. În secolul XVI, biserica catolică, biserica de răsărit, de apus, scuzați, s-a împărțit iarăși. O parte din biserică s-a rupt și a format a treia ramură a creștinilor, care se numește Biserica Protestantă. Noi facem parte din Biserica Protestantă. De ce s-a rupt prima dată biserica în anul 1054? Biserica s-a rupt pentru că cei doi capi din est și vest nu s-au înțeles cine să fie primul. Papa de la Roma a trimis un cardinal de-a lui la Constantinopol să-i ceară patriarhului de acolo să-l recunoască pe papă ca și cap al bisericii. Acesta refuză, s-au certat și biserica s-a rupt. Deci, în alte cuvinte, pentru cei care știți engleză, biserica s-a rupt pentru că la întrebarea Who's the boss? Cine e șeful? În 1530, când s-a scris pentru prima oară așa numita mărturisire de credință de la Augsburg, luterană, de atunci se poate vorbi oficial de ruperea Bisericii Catolice, motivul
separării protestanților de catolici a fost doctrina mântuirii. Asta e foarte serios. Pentru că Biserica Catolică învăța că mântuirea este prin credință și prin fapte, merite. Dacă tu miști acolo, mi se mișcă și mie aici și nu știu ce se întâmplă. Deci nu e un virus, da? Ești tu. Ok, e ok. Și Luther, o să vi-l arăt mai târziu pe Luther, a hotărât el și colegi de-ai lui și alții după aceea să se separe de Biserica Catolică și să predice mântuirea este prin credința în Iisus Hristos. Ați auzit de expresia aia? Sola fide, numai credința. Sola gratia, numai harul. Sola scriptura, autoritatea de bază, scriptura, nu tradiția. Și apoi solus Christus, numai Hristos. Acestea au fost expresiile cheie care au separat biserica. Deci, din anul 1530, din secolul 16, avem trei confesiuni, trei ramuri ale creștinătății. Biserica Ortodoxă, Biserica de Răsărit, Biserica de Apus, Biserica Catolică și Biserica Protestantă. Noi facem parte din a treia. Bun, asta a fost doar pregătitor pentru ce urmează, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Dar și protestanții, noi, avem ca moștenire primii 1000 de ani, săi noștri. Deci părinții bisericii, cu tot ce au scris teologii, crezurile creștine, sunt și ale noastre. Noi... Cum? Până la 1054, toți. De acolo lucrurile au fost complicate. Să știți că au fost mai multe încercări ca bisericile, ca ortodoxă, ca și catolică, să se unească înapoi. Și n-au reușit. Au început să vadă că diferențele și principala problemă a fost primatul papei. Adică dacă ortodoxii, și astăzi, rețineți, dacă ortodoxii ar accepta că papa de la Roma e și capul bisericilor, bisericile s-ar uni. E prima condiție. Ar mai fi câteva lucruri, dar ortodoxii nu cred că vor accepta vreodată să-l recunoască pe papa de la Roma ca și capul bisericii ortodoxe. Oricum, biserica ortodoxă n-are un cap acum. În secolul XIX, după 1850 și de revoluțiile care au fost în Europa, bisericile ortodoxe naționale și-au ales fiecare câte un patriarh. Așa, de aceea e patriarhul bisericii ruse, patriarhul bisericii române, bisericii grecești, bisericii sârbești și așa mai departe. Fiecare are patriarhul, adică conducătorul. Bisericile ortodoxe au, e adevărat, așa numitul patriarh ecumenic la Constantinopol, la Istanbul, dar e doar formal, el nu are biserică acolo decât câțiva credincioși și totuși e respectat, dar nu are putere. Pentru că fiecare biserică națională a devenit cumva independentă, se numește biserică autocefală, adică se conduce singură. La catolici nu e așa. Papa de la Roma, când dă un decret, o bulă papală, cuvântul bulă înseamnă decret, hotărâre, să știți, se scrie cu doi de L, nu e renumitul personaj din glume. Bula cu doi de L înseamnă decret, decretul papei. Deci când papa de la Roma dă un decret, toate bisericile din lume acceptă. E cea mai mare biserică, numeric vorbind. Sunt 2.200.000.000 catolici. Urmează protestanții.
iertați-mă, 2 miliarde, 200 de milioane sunt, da, ei sunt atâta. Noi suntem cam 700 de milioane, toți protestanții în loc, și ortodoxii cam 250 de milioane ca număr. Bun, asta e mai puțin important, pentru că ai catolici nominali care nu practică credința lor, așa cum sunt și la ortodoxi și așa cum sunt și la protestanți. Să știți că cifrele sunt foarte triste. În Europa Unită, Uniunea Europeană, s-au făcut sondaje multe și prezența creștinilor la viața bisericii, la închinare, în Europa este între 2 și 3%. E foarte puțin. Noi, evanghelici, suntem cei care mai ridicăm procentul. Dar luterani, reformații, metodiști, anglicani, toți sunt protestanți de-a noștri. Nu mai merg la biserică, nu mai se închină. Bun, asta a fost iarăși o paranteză. Bun, iarăși ne întoarcem la istoric. Patristica, părinții bisericii, că despre ei vorbim. După cinzecime, după... Vedeți că eu nu spun Rusalii, da? Sărbătoarea cinzecimii la evrei, pentru creștini, n-a fost Rusaliile. Rusaliile erau sărbătoare păgână la romani. Se spune corect sărbătoarea nașterii bisericii. Sau sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Și așa se poate. Cinzecime era ziua Pentecost. Deci de acolo și-au luat numele și pentecostalii. Pentecost, în limba greacă, înseamnă 50. Ei se raportează la momentul cinzecimii, adică Pentecostul. Și atunci s-a născut biserica. Ce s-a întâmplat după aceea? Nu voi sta la multe detalii. Din secolul 2, după ce mor apostolii, găsim prezența Duhului Sfânt în mai multe scrieri, nu foarte multe. Găsim niște ritualuri creștine în care se pomenește despre Duhul Sfânt. De exemplu, la botez, găsim la părinții bisericii, deci când vorbesc de părinții bisericii, includ pe cei din secolul 2, 3 și 4, deci timp de 300 de ani. Găsim actul botezului. Și mai mulți teologi de atunci și episcopi au spus că botezul este doar o pecete din afară a ceea ce se întâmplă înăuntru credinciosului. Deci întâi este pecetea cu Duhul Sfânt, nașterea de nou, făcută de Duhul Sfânt, cum spune Domnul Iisus și în Ioan 3, și botezul din afară este exprimarea a ceea ce Duhul Sfânt a lucrat înăuntru. E corect, după mine, că întâi Duhul Sfânt lucrează în inima omului și apoi botezul este doar un simbol, un ritual în afară care arată ce s-a întâmplat înăuntru. Și aici găsim legătura dintre Duhul Sfânt și actul botezului. Apoi mai găsim o legătură în mai multe situații. Să știți că botezul copiilor mici este consemnat în istoria bisericii doar la finalul secolului 2. Deci undeva anul 170-200 după Hristos. Până atunci nu avem dovezi ale botezului copiilor. Toate baptistierele care s-au găsit de arheologi sunt baptistiere pentru adulți, nu pentru copii. Și sunt dovezi. Toate instrucțiunile care sunt în secolul 2 și 3 sunt pentru adulți, așa numita cateheză pe care
voi ați urmat-o, cei mai mulți, toți. Instruirea, adică, e pentru adulți. Nu faci instruire despre doctrinele biblice pentru un bebeluș de câteva săptămâni. Deci e logic că la început așa a crezut biserica, că doar cei adulți trebuie să fie partea bisericii. Pun și ce facem cu copiii. Am citit mai multe, evident, studii și se pare că botezul copiilor mici a început undeva la sfârșitul secolului II prin a boteza copiii bolnavi pe patul de moarte. Că părinții își puneau problema, copilul meu nu ajunge la vârsta matură ca să poată fi botezat. Al cui este dacă moare? El e al bisericii sau nu? Și s-a strecurat ideea aceasta că ce-ar fi să începem să-i botezăm și pe ei, că nu mai apucă, cei bolnavi, copiii bolnavi, nu mai apucă să se boteze. Așa a început totul. Și apoi, deja găsim în secolul III, deci după anul 200 și după anul 300, deja practica se răspândește peste tot să se boteze copiii mici. Deși unii părinți ai bisericii, unii teologi, da, n-au fost de acord cu această practică. Doar pentru cei adulți. Bun. Și atunci s-a inventat și așa numita mirungere sau confirmare, adică ce faci cu copilul tău. Da? El este partea bisericii. Vedeți că și noi facem binecuvântarea copiilor, da? Că sunt copiii noștri, adică cui sunt. Și atunci îi recunoaștem cumva ca partea bisericii, dar doar prin a ne ruga pentru ei, un fel de punerea mâinilor. Îi ținem în brațe și tot ai noștri sunt. Dar nu numim botez aceasta, ci binecuvântare. Ei, încet, încet, acest lucru nu mai a fost posibil. Și se credea că prin punerea mâinilor copilul este iertat de păcatul strămoșesc. Adică Duhul lui Dumnezeu lucrează iertarea, curățirea de păcate și în copil, în inima copilului. Vedeți tranziția. S-a făcut în câțiva zeci, sute de ani, dar până la urmă s-a făcut. De aceea, până în ziua de astăzi, în bisericile, Biserica Catolică, Anglicană, Episcopaliană, se practică confirmarea. Ați auzit de confirmare? Adică la 7 ani, la 14 ani, la 8, 16 ani, unele biserici cheamă copiii care au fost botezați de mici, îi cheamă în biserică să-și confirme credința când cresc mai mari. Și s-a inventat acest act ritualic de confirmare. Mai rămâi în credința catolică și copilul spune da sau nu. E o întreagă ceremonie și în felul acesta ce s-a făcut la botez e confirmat mai târziu. Practica există foarte răspândită. Nu există la noi această practică. Noi facem botezul care e și confirmare totodată. Și știați că în bisericile baptiste din România și aici mult timp nu s-a acceptat botezul sub 14 ani. Trebuia să fii împlinit 14 ani ca să fii botezat. Când ți se dă buletinul? Aici în Moldova la ce vârstă? 16. Nu la 14. Mai bine. În România era la 14 ani și acum e 14 ani. Dar nu te consideri adult. Adult devii la 18 ani. Dar vedeți, la 14 ani îți confirmă cumva că treci într-o altă etapă a vieții. Și de aceea frații păstori la început așa au considerat. Mama mea, de exemplu, a vrut să se boteze la 13 ani și 11 luni. Mai avea o lună să împlinească 14 ani și a fost refuzată. De frați.
Ei, acum să știți că baptiștii din America botează și copiii de 7-8 ani. Că dacă copilul la școala duminicală într-o zi spune I love Jesus, învățătorul de copii e obligat să se ducă la pastor și la părinți și să anunțe că copilul lor e pregătit de botez, că îl iubește pe Iisus. E, în perioada asta bisericii, cateheza, deci pregătirea pentru botez, dura și 3 ani de zile. Nu de pe o lună pe alta sau 3 luni, 3 ani. Până creștinul nu era pregătit, până nu se aduceau dovezi că viața lui e schimbată, nu era botezat. Acum noi botezăm, cum botezăm? Îi verificăm, da. Dar știu păstori care botează de pe o duminică pe alta. Știu păstori care au botezat în aceeași duminică. Făcea chemare când era botez, făcea chemare. Dacă mai e cineva în adunare care vrea să se boteze, hainele sunt pregătite. Deci fără nicio pregătire. Așa ceva n-a fost în istoria bisericilor baptiste. Ceva nu-i în regulă. Nu-i bine. Da, eu vorbesc despre botez acum. Și despre Duhul Sfânt e tema noastră. Hai să trecem mai departe. Foarte interesant, e un autor, l-am pomenit, Irineu, un tip, un filozof, un foarte inteligent, care a venit cu expresia aceasta că Dumnezeu lucrează în lume cu cele două mâini ale Lui, cu Cuvântul și Duhul, adică cu Fiul și Duhul. Tatăl lucrează cu cele două mâini, Cuvântul și Duhul. Ideea este foarte interesantă și are acoperire biblică, pentru că de multe ori găsești expresia aceasta, adică Cuvântul și Duhul conlucrând, chiar și în mântuirea omului. Un om aude Cuvântul și Duhul îl naște din nou, deci combinația este corectă. E primul însă care, în secolul 2, care face această afirmare. Nu rămânem așa mult la asta, un anume Tertulian, poate ați auzit de el, uitați-vă, a murit în anul 225, credea în sacramentul botezului, da? Dar și în nevoia pocăinței personale. El credea că mijlocul prin care Duhul Sfânt coboară peste un credincios este prin punerea mâinilor și nu atât prin botez. Bun, această practică a punerii mâinilor este veche, după cum vedeți. Se practica și în timpul lui Iisus. Da? Până și Iisus și-a pus mâinile și peste copii. Ce înseamnă? E un fel de ritual, dar nu e doar extern. Și Tertulian spune că ar trebui să credem că Duhul Sfânt, când un episcop își punea mâinile peste și se ruga, totdeauna punerea mâinilor este însoțită de rugăciune și chiar de ungerea cu un de lemn. Actul acela însemna un fel de coborâre a Duhului Sfânt în putere, adică îl împuternicea pe credincios pentru viața creștină care urma. Asta a fost un artificiu, ceva nou. Deși, uitați-vă, Tertulian nu credea în botezul copiilor. Interesant. Dar încet, încet, doctrina despre Duhul Sfânt s-a răspândit. Îl găsim puțin mai târziu de Tertulian pe un anume Ciprian de Cartagina, episcop și el, care asocia pecetluirea cu Duhul, cu actul punerii mâinilor. Episcopul era cel care își punea mâinile peste viitorul candidat și acesta primea Duhul Sfânt. Față de Tertulian, Ciprian era de acord cu botezul copiilor. Pe ce bază? Avea legătură cu actul tăierii împrejur la evrei.
Și el spune așa, în vechime evreii primeau copiii, nu băieții, în comunitate prin actul circumciziei, tăierii împrejur. Și în biserică ar trebui să existe un astfel de ritual. Și spune el, acest act nu este prin tăierea împrejur, că nu sunt evrei toți, nu? Ci prin actul botezului. Și atunci el, Ciprian acesta, a venit cu cele mai puternice argumente în favoarea botezului copiilor. Și nu numai atât, acest Ciprian a introdus hainele preoțești în biserică. El a venit și cu ideea ierarhiei preoțești. Și zice așa, că așa cum a fost la evrei, cu hainele, că Dumnezeu le-a dat și Dumnezeu le-a conceput haine preoțești să se facă distinția între un om simplu și un preot, așa trebuie să fie și în biserică. Deci Ciprian acesta e responsabil de foarte multe ritualuri care au fost moștenite și păstrate în biserica ortodoxă și catolică, anglicană, episcopaliană, dar nu în cele evanghelice. Și veți vedea de ce. Bun. Nu stăruiesc prea mult aici. Despre Vasile cel Mare v-am pomenit. El credea în actul botezului ca sigiliu și afirmarea credinței, dar acest Vasile cel Mare a scris mai mult despre Duhul Sfânt ca oricare din cei din vremea lui. Și el credea în Sfânta Treime și spunea așa, gândiți-vă că Tatăl e cauza tuturor lucrurilor, Fiul este cauza creativă și Duhul e cauza desăvârșitoare, cea care desăvârșește. Foarte interesantă legătura, da? De aceea zice, în planul de mântuire îl ai pe Dumnezeu Tatăl asociat de obicei cu creația, Fiul asociat cu răscumpărarea și Duhul cu sfințirea. Foarte creativ acest Vasile cel Mare. Încă această perspectivă a lui este păstrată în Biserica Ortodoxă. Pentru că Vasile era din partea ortodoxă, nu catolică a bisericii. Okay. Pot să-mi dai mai jos, că nu pot intra așa, mersi. Acum l-avem pe Ioan Hrisostom, nu-i bine? Asta este. Acest Ioan Hrisostom, sau Ioan Gura de Aur, a fost cel mai mare predicator al bisericii în acea perioadă. Am citit multe predici ale lui, foarte biblice. Și vă încurajez din când în când să citiți, mai ales pe Ioan Hrisostom. Foarte mult se aseamănă cu credința evanghelică, să știți. El nu era de acord, de exemplu, cu ritualul Mariei, cu închinarea la sfinți. Nu era de acord. El credea în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea cuvântului. Bun. Și credea că dovada prezenței Duhului Sfânt în un credincios este caracterul. Da? Nu prezența anumitor puteri duhovnicești. Caracterul. Adică să se vadă că viața ta e schimbată. Atunci, zice, ai Duhul Sfânt. Da? Asta ne ajută foarte mult. Așa, mai departe, cine mai merită pomenit aici? Augustin, da, nu mă ajuți, mi-a dispărut mouse-ul. Da. Duhul este legătura dragostei, foarte frumos spune Augustin. Tatăl e necreat, nenăscut, Fiul este născut din eternitate, iar Duhul purcede din Tatăl și din Fiul. Se pun bazele viitoarei
viitorului conflict numit Filioque, dar nu voi sta în detalii. Da? Da, tot dispare, nu știu de ce. Ok. Bun, apropo, la un moment dat erau două săgeți și nu știam pe care să apăs. Ok, oricum. Nu stau la Augustin, dar vreau să mă mai relatez ceva, că deodată în perioada aia au apărut niște erezii legate de Duhul Sfânt. Și o erezie numită monarhismul dinamic îl vedea pe Duhul Sfânt doar ca o putere care l-a adoptat pe omul Iisus Hristos. Deci asta e o mare erezie. Iisus n-a fost adoptat în Sfânta Treime. El era parte a Sfintei Treime. Mai departe, o altă erezie a fost că Duhul Sfânt e doar o prezență, da, care s-a manifestat doar o perioadă în istoria omenirii și după aia zice, a plecat, a dispărut. Iarăși o învățătură greșită. Și atunci a trebuit să apare acest crez al bisericii. Conciliul sau sinodul, întâlnirea de la Nicea din 325 și apoi la Constantinopol în 381 au fixat crezul creștin. Unii care veniți din mediul ortodox trebuie să-l știți. Da? Acest crez creștin spune așa: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Asta e despre Dumnezeu Tatăl. Apoi urmează despre Dumnezeu Fiul. Cel mai important, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, da? Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de aceea cel ce este sau cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Câte afirmații importante despre Iisus Hristos. Cea mai importantă dintre ele este aceasta: cel ce este de o ființă cu Tatăl. Adică Tatăl și Fiul împărtășesc aceeași natură, aceeași ființă. Nu sunt doi diferiți. Și mai, crezul mai spune sigur ceva despre Iisus Hristos, dă niște detalii istorice, dar vine a treia afirmație a crezului, care este aceasta. Sunt patru afirmații despre Duhul Sfânt în crez. Se cred într-un Duhul Sfânt. Unu, că e Domnul de viață Făcătorul, deci El este Duhul Vieții. Doi, că procede din Tatăl, adică nu din Tatăl și din Fiul, cum au spus Augustin și apoi catolicii, doar din Tatăl, așa cum spune Ioan 16. Trei, că Duhul este împreună, trebuie să fie, să primească închinarea așa cum primește Tatăl și Fiul. Cred în Duhul Sfânt, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și mărit. Și patru, Cel care a grăit prin proroci. Acestea sunt cele patru afirmații pe care Biserica le-a concentrat despre Duhul Sfânt. Credem în toate acestea. Sunt foarte importante. Și apoi, sigur, crezul continuă. Cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, tot patru afirmații despre biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, nu pentru ca sau care iartă păcatele, ci întru, în vederea. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Amin. Bun. Deci despre Duhul Sfânt se afirmă patru lucruri. Că Duhul este de viață Făcătorul, da? Duhul Vieții, că Duhul Sfânt procede din Tatăl, este co-substanțial cu Tatăl, că Duhul primește închinare și că Duhul a vorbit prin proroci, adică asigură o continuitate în istoria răscumpărării.
Același Duh care a vorbit prin proroci, a vorbit și prin Iisus și prin apostoli. Da. Bun, sar peste anumite perioade, pe scurt, și apoi vom face pauză. Perioada modernă. În perioada modernă, începând după Evul Mediu, n-am stat mult pe Evul Mediu, perioada modernă se consideră după anul 1500. A fost puțin interes pentru doctrina despre Duhul Sfânt până au apărut reformatorii. Am pomenit deja de Luther, de Calvin. Iată care sunt aceștia. Nu-i bine. Unde-i? Acesta e Martin Luther, da, care a început reforma protestantă. Nu știu ce se întâmplă, dar nu mai. Da. Îmi dispare săgeata. O caut peste tot, dar nu găsesc. Da. Luther credea în botezul în apă și în Duhul Sfânt prin cuvânt. Nu stau mai mult la Luther, că n-a fost... Da. Dacă nu-l văd, deci el apare, dispare așa undeva și nu-l mai văd. Acesta e Calvin, Jean Calvin, tot un mare reformator. Și Calvin, să știți că vorbește despre Duhul Sfânt, dar el în combinație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu stau prea mult asupra lui, dar asta e important. Amândoi, uitați-vă aici, amândoi, Calvin și Luther, credeau așa, că Dumnezeu când lucrează în viața unui om, lucrează prin predicare din exterior, omul aude cuvântul și lucrează și în interior, prin Duhul Său, îl iluminează, îl călăuzește pe om. Deci, omul aude mărturia din afară și mai există un ajutor pe care omul îl primește din partea Duhului Sfânt și joncțiunea aceasta, da? Între cuvânt și Duh produc nașterea din nou. Nașterea din nou e făcută de Duhul Dumnezeu, nu e făcută de predicator, da? Oricât de bine predici. De aceea tu trebuie să crezi că ceea ce predici tu va fi împuternicit de Duhul Dumnezeu în inima omului să lucreze mântuirea. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră. Bun. După reformatori au apărut marile treziri spirituale. Este o perioadă de 250 de ani, așa, de lucrări, nu, de 150 de ani de lucrări extraordinare ale Duhului Dumnezeu, începând cu 1740, în care au fost angrenați mai mulți oamenii al lui Dumnezeu, cu manifestări speciale în perioada aceasta. Și vreau să încep cu el, cu Jonathan Edwards. A trăit între 1703 și 1758, doar 55 de ani. El era și pastor, și teolog, și filozof. Un om foarte, foarte inteligent. Și într-una din predicile lui, Jonathan Edwards afirmă, da, că Duhul lui Dumnezeu, atunci când lucrează în viața unui om evlavios, se exercită pe sine însuși în propria sa natură, iar sfințenia este chiar esența naturii Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt în viața oamenilor evlavioși implică faptul că Duhul Sfânt se unește cu aceștia, locuiește în ei și în felul acesta își manifestă propria sa natură prin facultățile acestora. Foarte puternică afirmația aceasta, clarifică
ce se întâmplă când Duhul lucrează în om. Jonathan Edwards a fost secundat de un alt mare predicator pe nume George Whitefield. Apropo, și Jonathan Edwards și George Whitefield aveau perucă, da, frații care... Da. Așa se purta atunci, să nu credeți că e părul lor natural. Astăzi ar fi ciudat dacă ai purta perucă, s-ar uita toți și ar zice că ești un păgân sau nu știu ce ciudat. Dar atunci toți bărbații care mai cheleau aveau perucă, da? Și cei care nu cheleau purtau perucă. Așa era moda. Hm? Ce ziceți? Da. Da, și... După, prin secolul XIX, purtau barbă foarte mare și păr mare și barbă mare. O să vedeți, vremurile se schimbă, vedeți, cu moda asta. Vă rog să nu judecați înainte de vreme. Acest George Whitefield a fost un om foarte inteligent, a făcut la Oxford Study, s-a dăruit evangelizării. Era un evangelist excepțional. A făcut și actoria, avea o voce extraordinară când a predicat la Boston la 20.000 de oameni fără microfon și difuzoare. Numai cu vocea lui, la 20.000 de oameni. Și alegea din timp locul unde să meargă să predice, ca să fie auzit. Avea un fel de piedestal din ăsta, un fel de amvon pliant, așa, care se ridica ca să vadă poporul, să-l audă mai bine. Vreau să vă dau un fragment dintr-o predică de a lui George Whitefield, ca să vedeți, aici nu prea puteți voi vedea nici eu, dar stai că am aici eu undeva, poate că nu e caz acum, nu cred că mai am timp să vi le citesc toate. Pot, mă ridic. O să vedeți mai bine ca mine. Eu mă uitam acolo. Eu voi dramatiza puțin. Cam cum predica el. Toate acestea au rămas scrise. Vă ofer mântuirea în această zi. Ușa milei nu este încă închisă. Totuși rămâne o jertfă pentru păcat, pentru soții ce vor accepta pe Domnul Iisus Hristos. El te va cuprinde în brațele dragostei sale. O, întoarce-te la El, întoarce-te și simțindu-ți nevrednicia, spune cât de murdărit ești, cât de ticălos ești și nu fi necredincios, ci crede. De ce vă temeți că Domnul Iisus Hristos nu vă va accepta? Păcatele voastre nu vor fi o piedică, nevrednicia voastră nu va fi o piedică. Dacă inimile voastre corupte nu vă rețin, nimic nu-L va împiedica pe Hristos să vă primească. Lui îi face plăcere să vadă păcătoși sărmani venind la El. El este mulțumit să-i vadă, aplecându-se la picioarele sale, rugându-se pentru promisiunile sale. Iar dacă voi veniți astfel la Hristos, El nu vă va trimite de la El fără Duhul Său. Nu, ci vă va primi și vă va binecuvânta. Amin. Foarte frumos. Vedeți? Predică în care esența Evangheliei prezentă. Omul ești păcătos, ai nevoie de mântuire, Hristos ți-o poate oferi și nu numai că îți iartă păcatele, îți dă și Duhul Sfânt. Da. Că noi, apropo, când facem evangelizări, numai asta spunem, veniți că vi se vor ierta păcatele. E incomplet. Trebuie să spui tot. Vino la Hristos, păcatele vor fi iertate, dar vei primi Duhul lui Dumnezeu care te va ajuta să trăiești o viață curată, nouă de acum înainte. Asta înseamnă Evanghelie completă predicată. După el a venit, eu nu pot să rulez, rulați vă rog, așa, John Wesley, întemeitorul metodismului, biserica metodistă. Și el, să știți, a fost un
pastor anglican, sec, fără viață, și el a trebuit să experimenteze nașterea din nou, deși era preot anglican sau pastor anglican, vicar, cum se numește la ei. Și vreau să vă relatez ce s-a întâmplat când el a fost născut din nou pe data de 24 mai 1738. Și spune el, în timp ce asista la o predică, cam pe la 9 fără un sfert, în timp ce se citea despre schimbarea pe care o face Dumnezeu în inimă prin credința în Hristos, mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Am simțit că mă încred în Hristos, numai în Hristos, pentru mântuire, și o siguranță mi-a fost dată că El mi-a luat toate păcatele, chiar păcatele mele, și m-a mântuit de legea păcatului și morții. E singura dată când El vorbește despre momentul nașterii Lui din nou. Expresia aceasta, mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat, a arătat momentul în care Duhul Sfânt i-a schimbat viața. Bun, toți aceștia pe care v-am arătat au participat la treziri spirituale. Se spune că au fost sute de mii de oameni în America de Nord atunci, nu erau mulți, care au experimentat nașterea din nou, convertirea. Se duceau în tabere de, uitați cum arată o pictură din vremea aceea, tabere în care se predica Cuvântul Lui Dumnezeu. Oamenii, dacă vă uitați jos, partea jos, se rugau, unii se culcau pe jos. În stânga acelei platforme vedeți corturi și în dreapta. Oamenii mergeau în tabere de rugăciune, tabere de trezire spirituală, stăteau cu săptămânile acolo, numai ca să se lipească de ei duhul rugăciunii. Au fost sute de mii de convertiți în perioadă foarte scurtă. Oamenii își schimbau viața. Spitalele nu mai aveau bolnavi, închisorile nu mai aveau prizonieri, cârciumele erau închise pentru că oamenii nu mai se duceau să bea. A fost o perioadă scurtă, n-a fost lungă. A fost o lucrare a Duhului Dumnezeu excepțională. Îl mai pomenesc aici și pe acest Charles Finney, care deja trecem în secolul XIX, el a schimbat toată ideea de trezire spirituală și a zis, Dumnezeu face trezire, dar dacă noi oamenii o pregătim. Cei dinaintea lui, Jonathan Edwards, George Whitefield, nu spuneau așa ceva. Ei credeau că Duhul Dumnezeu lucrează spontan, nu depinde de om. El acesta a venit și a pus bazele așa numitului evanghelism contemporan, să pregătești o evanghelizare, să pregătești o trezire. Și această învățătură n-a ajutat foarte mult, deși au fost efecte. El spunea, de exemplu, despre el, zicea că am fost botezat cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă, zice el, că Duhul trecea mereu și mereu prin mine ca o undă electrică și părea să mă inunde valuri de dragoste fluidă. Aveam impresia că mi se face vânt, ca și cum aș fi simțit bătaia unor aripi uriașe. Am plâns în hohote, copleșit de bucurie și dragoste. Răcneam chiar din cauza șuvolului inexprimabil din inima mea. Îmi amintesc că am strigat, voi muri dacă aceste valuri continuă să treacă peste mine. Doamne, nu mai pot suporta. A fost nu nașterea lui din nou, ci o experiență nouă ca slujitor, că era predicator, nu mai știu, baptist era, parcă, sau ce, și care a avut un moment în care el numește momentul botezului cu Duhul Sfânt. O nouă împuternicire pentru slujire. Însă, fiind acesta, a avut și învățături ciudate și, cum vă spuneam, el zicea așa,
că în loc de a le spune păcătoșilor să folosească mijloacele harului și să se roage pentru o inimă nouă, îi chem să-și procure ei înșiși o inimă nouă și să-și facă datoria de a se supune inimii lui Dumnezeu. Genul acesta de a vedea lucrarea lui Dumnezeu e ciudată. Cum adică omul să-și procure el însuși? Păi nu lucrarea, nu Duhul lui Dumnezeu face schimbarea? Și finii a mutat, vedeți, centrul de greutate a unei lucrări de trezire, de schimbare, de pe lucrarea lui Dumnezeu pe lucrarea omului. Și asta a influențat secolul 20, trezirile și lucrările evanghelistice. Nu spun că n-au fost efecte, n-au fost roade și după aceasta au fost, dar vedeți cum a fost accentul și s-a ajuns ca omul să creadă că de el depinde trezirea spirituală. Apoi au apărut tot în secolul 19 mișcările de sfințire, dorința de a te sfinți. Au fost tot felul de tabere, de conferințe, peste tot și în America și în Anglia și apoi s-au răspândit și în alte țări. Da, și a apărut așa numită mișcarea de sfințire. Vă dau ca exemplu mișcarea Holiness, cu niște nume aici. Rețineți, mișcarea înseamnă că poate să fie în prezență mișcare și din toate confesiunile, din toate denominațiile. Așa cum mișcarea carismatică nu înseamnă că există o biserică carismatică. Poate fi o biserică baptistă care are în ea oameni care aderă la gândirea și practica carismatică. Și nu trebuie să te numești biserică carismatică, nici prea sunt. E o mișcare, adică e o lucrare care nu e instituționalizată. Da. Și așa a fost și această mișcare de sfințire. Dar încă suntem la început, carismaticii n-au apărut, erau doar semne. Accentul se pornea într-adevăr pe, uitați, pe convertire și pe așa numita a doua binecuvântare, second blessing of grace, a doua binecuvântare a harului. John Wesley deja anticipase că se va accentua această a doua binecuvântare. Deci după prima binecuvântare e nașterea din nou. A doua binecuvântare este să fii împuternicit de Duhul lui Dumnezeu pentru ceva nou, diferit. Da. Nu stau prea mult aici, sunt mai multe mișcări și a apărut în final, la începutul secolului 20, mișcarea penticostală carismatică în trei valuri. Îmi poți da mai jos, te rog, că nu văd nimic aici. Așa, mișcarea penticostală, iar nu, aici e. Mișcarea penticostală a fost precedată de mișcările alea de sfințire din secolul 19, dar care erau mai mult locale. S-a întâmplat ceva la începutul secolului 19, 1906 în special, în Los Angeles, în California, în America. O biserică a experimentat manifestări ciudate, vorbi în limbi, prorocie, viziuni, leșinuri, tot felul de lucruri amestecate și toți și-au dat seama că e ceva nou. Această mișcare n-a fost numită așa la început. De fapt, biserica aceea se numea Faith Apostolic Church, biserica apostolică a credinței, se numea. Dar mișcarea de la 60 de oameni a crescut foarte puternic, datorită în special unor lideri, că totdeauna mișcările au în spate lideri, cum a fost acest negru, pe nume William Seymour, care a fost înainte, a trecut și pe la baptiști, a fost la metodiști și a fost dat afară din bisericile acestea pentru că el credea altceva.
Și acesta a afirmat ceea ce a devenit un fel de normă pentru multe biserici pentecostale, nu pentru toate, și anume că cine nu vorbește în limbi nu este botezat cu Duhul Sfânt. Dar asta a fost el și la el. El nu era un om educat. După Seymour, sau în aceeași perioadă, a venit acest Charles Parham, care a fost învățătorul lui Seymour și care a corectat niște lucruri care erau acolo. Și s-a născut o nouă mișcare. Cineva a făcut rezumatul acestei mișcări pentecostale în 4 puncte și a spus așa: cine e pentecostal? 1. Crede că experiența din Faptele Apostolilor 2 se repetă în viața bisericii. 2. Această experiență este distinctă de convertire și posterioară ei. 3. Că această experiență este botezul cu Duhul Sfânt, având ca semn inițial vorbirea în alte limbi. 4. Această experiență este normală și de așteptat pentru fiecare credincios. Încă o dată, uitați-vă, vă rog, atent aici. Ca baptiști avem niște rezerve, cel puțin aici. Nu credem că experiența din fapte se poate repeta vreodată. Acel tip de experiență a fost unic pentru acele vremuri. 2. Nu credem că trebuie să existe o experiență după convertire asemănătoare cu cea din Faptele Apostolilor 2. Deci acel botez cu Duhul Sfânt, vorbire în limbi și prorocii și ce a fost. 3. Această experiență a botezului cu Duhul Sfânt, nu credem că, dacă există botezul cu Duhul Sfânt, nu credem că trebuie neapărat să fie însoțită de vorbirea în limbi. Și foarte mulți pentecostali nu cred asta. Deci numai câțiva. În România, mulți pentecostali și pastori pentecostali încă mai cred punctul 3. Dar mulți deja, și nu știu exact care e ponderea, dar cred că orice dar al Duhului Sfânt poate fi semn al Duhului Sfânt. Al botezului cu Duhul Sfânt. 4. Această experiență e normală de așteptat pentru fiecare credincios. Parțial credem că trebuie să existe o lucrare nouă în viața unui om, o împuternicire nouă. Parțial zic, suntem de acord cu acest punct. Dar voi reveni, pentru că în partea a doua asta vom face. Deci, ca să lămurim, ce spune mișcarea pentecostală? Că există 3 stadii în viața unui credincios. Primul stadiu, prima experiență e convertirea, nașterea din nou. Bun. Al doilea stadiu este sfințirea. Deci după ce te convertești, Duhul Sfânt te pune în procesul de sfințire. Corect. Al treilea stadiu însă este botezul cu Duhul Sfânt. Da? Și acest botez cu Duhul Sfânt este interpretat în mai multe feluri și o să vedeți mai multe detalii. Nu stau acum pe aceasta. A venit un al treilea lider, rulează-mi, te rog, așa, William Durham din Chicago, care a făcut niște modificări. Nu voi sta asupra lor, voi reveni oricum la Duhul Sfânt, problema aceasta. Și încă ceva, și cu asta voi încheia partea istorică. Mișcarea carismatică nu este una cu mișcarea pentecostală, deși la început carismatice au fost numiți neopentecostali, pentecostali de noi, cum ar veni. Dar ei cum spune unul dintre istoricii pentecostali pe nume Sinan, el spune că termenul carismatic se referă la cele persoane din denominațiile principale, deci din bisericile principale, care au primit botezul cu Duhul Sfânt și nu s-au alăturat denominațiilor pentecostale, ci au ales să rămână în bisericile lor sau să găsească părtășie în grupuri carismatice non-denominaționale.
Ca să explic simplu, carismaticii pot să fie în bisericile noastre, pot să fie în grupuri, să se strângă ei separat, nu formează o nouă biserică. Acești carismatici când au apărut nu s-au alăturat pentecostalilor, deci pentecostalii și bisericii pentecostali au rămas neatinse cumva. Erau carismaticii, s-au format din biserici diferite de cele pentecostale. La început au fost, vă voi arăta, un anglican, un luteran, catolici foarte mulți. Apoi și metodiști, și baptiști, și presbiterieni s-au alăturat mișcării. Au fost trei faze în mișcarea pentecostală. Mișcarea primă, vedeți, 55-67, se numește carismatismul protestant, dar a fost doar o fază așa cu cazuri izolate. A venit însă a doua fază, numită carismatismul catolic, în care, interesant, pe lângă protestanți au participat și catolicii. Și pe stadioane se întâlneau catolicii și protestanții să cânte aceleași imnuri, să se roage, să ceară botezul cu Duhul Sfânt, ce mai departe. Și astăzi se întâmplă asta. Și a faza a treia se numește faza celui de-al treilea val, așa îi spune, grupările carismatice independente, adică totuși mișcarea a fost puternică și au început să, unii să iasă din bisericile lor și să formeze noi denominații sau să nu mai formeze nici una. Bun. Primele semne în mișcarea carismatică au fost interesante a unor lideri din spectru foarte diferit, cum ar fi acest Dennis Bennett. Da, Dennis Bennett a fost preot episcopalian, deci un fel de anglican din California, care a pretins că a avut o experiență nouă cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, cu vorbire în limbi sau prorocie, da, și alții. Zic că și catolicii au încurajat mișcarea aceasta, da? Anumite universități, studenții din universitățile catolice au participat la mișcarea carismatică. Acesta se numește, cum spuneam, al treilea val și ai elemente noi, manifestări noi, de genul sunete animalice, soțind mesajele profetice, râsul sfânt, evangelizarea și vindecarea sunt inseparabile, spuneau ei. Ai termeni noi, cum ar fi luptă spirituală, odihna în Duhul, slujbă de eliberare, prosperitate spirituală. Vă sună familiar aceste idei? Până atunci, până în 1985, nu exista acest limbaj. El a fost inventat de câțiva oameni, cum ar fi acest John Wimber, da? Care era profesor la Fuller Seminary în California. Și el a venit cu concepte noi, idei noi. Principalele caracteristici ale mișcării carismatice. 1. Este o mișcare interdenominațională, deci din toate bisericile. Este o mișcare cristocentrică, adică accentul este pus pe Iisus Hristos și Duhul Sfânt care îl scoate în evidență pe Hristos. Folosește imnologia, deci cântarea ca mijloc de manifestare, la închinare. Deci aceștia mai mult se cântă decât predică sau știu, fac studii. Mișcare care sublinează rolul darurilor duhovnicești în viața fiecărui creștin. Și o mișcare care accentuează lupta spirituală interioară sau doctrina celor două împărății în conflict. Mișcarea aceasta e o reacție la raționalismul evanghelic și teologia liberală și acuză pe evanghelicii tradiționaliști de bibliolatrie, adică venerarea Bibliei fără viață, arătarea spirituală, ariditatea spirituală din bisericile tradiționale și cunoașterea experiențială este deasupra cunoașterii raționale. Acestea sunt câteva accente ale lor. Da? Mulțumim, 10 euro, vei dona
Cui să doneze 10 euro, că eu sun la telefon un timp. Une? Mihai, te duci, donezi 10 euro, că ți-a sunat telefonul, pentru lucrări duhovnicești. Așa. Ok. Din mișcarea asta pentecostală, că n-am terminat, avem foarte multe alte mișcări care, asta mai spus, mișcări, poate vă sunt familiare, mișcarea mărturisirii pozitive, pe ideea că ceea ce mărturisești trebuie să crezi. Dacă tu declari că ești vindecat, ești vindecat. Dacă tu declari că celălalt e vindecat, e vindecat. Dacă tu declari vreau mașina aia, mașina aia trebuie să fie a ta. Asta e ideea. Name it and claim it. Bun. Unul dintre cei care a susținut acest tip de gândire este acest Kenyon, care a murit în 48, dar rădăcinile merg la el și la așa numita mișcare a credinței, Faith Movement, da? Cu apariția școlilor de vindecare, cu Benny Hinn, ați auzit de Benny Hinn? Kenneth și Gloria Copeland, care sunt televangeliști, și acest Kenneth Hagin, murit în 2003, așa, și numai ca să vedeți ce afirma acest Hagin, că boala și infirmitatea nu sunt voia lui Dumnezeu pentru poporul său. El nu vrea ca un blestem să împovoreze pe copiii săi din pricina neascultării lor, ci el vrea să-i binecuvinteze cu sănătate. Boala și infirmitatea nu sunt o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Cum? Unde găsește în Biblie așa ceva? Adică dacă ai pe cineva care s-a născut un handicap fizic, Dumnezeu nu-l iubește? Dacă ai o boală, ce, Dumnezeu te-a pedepsit automat? Sau... Deci așa, această învățătură e catastrofală pentru biserică. Da? Și de la ei, de la aceștia au pornit, de la acest, încă o dată, uitați-vă bine la el. Să nu-i cumpărați cărțile. Da. Dăm, te rog, mai jos. Da, mersi. Bun. Ați auzit, apoi vă mai dau un exemplu, binecuvântare de la Toronto, Toronto Blessing, când acolo, într-o biserică, lângă aeroport, se manifestau cu râsete, țipete care imită sunete scoate de animale sau păsări, plânsul sfânt, căderi la pământ, rămânerea în poziții ca paralizat, dansul sfânt. Și de la ei vine și expresia slain in the spirit, ucis în Duhul. Adică tu nu mai poți... S-a încheiat conexiunea și la mine și la voi. Ăsta e semn să luăm o pauză, așa e, fraților. Și vom reveni după pauză.